am observat zilele acestea că mi-e foarte greu să rămân cu ceva concret după aceste lansări și m-am tot gândit cum am fi cel mai câștigați după o astfel de lansare și cred că cel mai bine ar fi să spun cum am ajuns la ideea acestui volum, ce cuprinde, ce am avea de învățat din el și de aici ar trebui să rezulte un argument de ce să cumpărăm volumul. Mă tot gândeam la o structură a operelor complete ale lui Noica, iar volumul acesta are ieșit cumva de la sine. Firește, știm cu toții seria de opere ale lui Platon, editate de Constantin Noica însuși și de Petru Creția. Dar când deschideam aceste volume, nu le deschideam cu gândul să le citim pe Noica, ci firește pe Platon. Așadar am strâns toate interpretările din acele șase volume, șapte apărute după moartea lui Noica, și a reieșit un fel de unitate a lor. Și de asemenea am mai luat niște scurte note introductive din volumul de dialoguri pe care Noica l-a editat în 1968 și un superb eseu despre viața lui Platon, tot de acolo. Cineva m-a întrebat că ce putem învăța despre Platon din interpretarea lui Noica și aș începe spunând, într-un fel ca și Noica, că în primul rând ne dezvață de această interpretare de manual în care ideile sunt separate de lume, oarecum în ceruri, iar lucrurile reale pur și simplu participă cumva la ele, dar sunt separate. Dimpotrivă, pentru noi, ca ideile sunt, cum spunea el, setea de real a realului. Ele întemeiază realul și sunt prezente în lume, așadar sunt transcendentale, nu transcendente. Pentru că noi, ca transcendente, înseamnă dincolo, iar transcendentale dincoace. O altă idee care, la care noi ca ține foarte mult este distinția între exactitate și adevăr. Și există două tipuri de cunoaștere, iar știința ideilor vizează o cunoaștere de tipul adevărului. O cunoaștere exactă doar își anexează necunoscutul. Cum spune Aristotel, cunoaștem ceva necunoscut legându-l de ceva cunoscut. Știința ideilor nu este de acest tip, spune Noica, ci la idei cumva ne ridicăm pentru a ajunge la esență. Ea ține așadar de adevăr și nu de exactitate. Întâlnim de asemenea în acest volum câteva intuiții fantastice și interpretări pe care nu le mai găsim în altă parte și asociații de asemenea foarte interesante. De pildă, la un moment dat spune că etimologiile din Cratylos sunt ca niște mituri. Nu mai găsim nicăieri o astfel de interpretare. Sau le asociază cu etimologiile lui H.D., la fel de fanteziste. Altă dată amintește, apropo de Phaidon, faimoasa vorba lui Eminescu și spune că de 7000 de ani omul n-a învățat să moară. S-a părut foarte potrivit. Sau despre Republica spune că nu este un dialog politic, ci un dialog despre om. Având toate acestea în vedere, aș spune că e cel mai bun volum despre Platon pe care îl avem în limba română. E drept, concurența nu e mare, fiindcă n-au apărut așa de multe cărți. Dar totuși nu e puțin lucru și ca atare îl recomand cu căldură să-l luați. Mulțumesc! Asta a fost tot?